Dă-mi ta 20 și îți dă 50. Da? A, așa. Ca să-mi fac și o rost de aici. În piața centrală din Giurgiu ajung în ultima perioadă cantități tot mai mari de varză, mai ales că a început deja sezonul în care gospodinele pun varză la murat pentru iarnă. Piața este destul de bine aprovizionată, iar cumpărătorii au de unde să aleagă. Precupeții din piața centrală se plâng de faptul că, cel puțin deocamdată, vânzările merg prost, cu toate că a început sezonul conservării verzei pentru iarnă. Cum merge vânzarea la varză? Slab. Merge greu. Nu are omul bani, nu este sezonul, nu știm care este treaba. De câte zile ați venit cu varză pe piață? Aseară am descărcat. Acum să vedem, așteptăm. Așteptăm ce să facem. Tantrip Floarea din satul Dăiță a venit cu varză pe piață de 5 zile. Aceasta spune că vânzarea a început să fie mai bună abia de astăzi, când încă de la primele ore ale dimineții a vândut în cantități mai mari. De câte zile ați venit pe piață cu varză? De 5. Sunteți mulțumită de vânzare până acum? Nu. 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 Astăzi e prima zi, un pic așa de... Un pic azi. Dar așa nu. Este varză românească? Da, 100%. Și producție proprie. De cealaltă parte, clienții se declară mulțumiți și spun că varza este tocmai bună de băgat la murat atunci când o lași câteva zile afară. Câtă varză ați cumpărat? Am cumpărat 12 bucăți pentru că sunt singur și cred că mie mi-ajunge pentru iarna asta. Când o veți băga la butoi? Peste vreo săptămână o mai țin pe masă afară, ca să mai lase, să mai moi, da? Și pun o băg la butoi. De Sfântul Dumitru o puneți? Da. Respectați tradiția? Da, sigur că da, sigur că da. Prețul cum vi se pare la varză anul acesta? Satisfăcător. Da. Prețul unui kilogram de varză pornește de la 70 de bani și se oprește la 1 leu și 20 de bani, însă pentru clienții care cumpără mai mult, comercianții fac și reduceri. Cumpărătorii, dar și vânzătorii, sunt de părere că prețurile vor mai scădea în următoarea perioadă, dar asta numai dacă cererea va fi mai mică decât oferta. Și cum producția de varză din acest an a fost mult mai bogată față de cea din 2014, este posibil ca prețurile să scadă mai mult decât anul trecut.